Sâmbătă 2 septembrie, în aula Bibliotecii Județene Ine Roman din Constanța, a avut loc un eveniment cultural deosebit. Au fost lansate trei volume dedicate istoriei sociologiei românești. Această triplă lansare a fost organizată de Asociația Culturală Sfântul Antonie de la Iezer a Armânilor din Constanța. În aula Bibliotecii Județene Ioan Roman din Constanța a avut loc o triplă lansare de carte organizată de Asociația Culturală Sfântul Antonie de la Iezer a Armânilor din Constanța. Această acțiune culturală se încadrează într-un amplu proiect de prezentare și reconstituire a istoriei sociologiei românești, coordonate de către profesorul universitar Zoltan Rostas, în cadrul școlii doctorale de sociologie. Temele de cercetare își propun redefinirea și cunoașterea în amănunt a școlii sociologice de la București, dar și a rolului de întemeietor pe care l-a deținut Dimitrie Gustin. În cadrul acestei instituții educaționale și de investigare a realului social românesc. De ce este interesant treaba asta? Fiindcă nimeni nu a crezut că aceasta poate fi făcută, fiindcă Gustin nu a avut o strategie de a păstra documentele personale. Dar instituțiile au păstrat. Cele două antologii republică texte interbelice apărute în periodicele și revistele fondate de Școala Sociologică de la București, întemeiate de celebrul sociolog Dimitrie Gustin. Lansarea în premieră la Constanța cuprinde rezumatele corespondenței profesorului Gusti cu toți colaboratorii români și străini. Un efort intelectual cu totul de excepție întreprins de profesorul Zoltan Rostas. Noi facem istoria sociologiei într-un cadru instituțional, neacademic, dar poate mai academic. În cadrul evenimentului au participat, pe lângă sociologul Zoltan Rosta, sociologul Martin Ladislau Salamon, coautorul uneia dintre antologii și Sterică Fundulea, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Eu am fost doctorandul domnului profesor și subiectul se leagă foarte mult de teza mea de doctorat, care e legată de școala lui Gusti. Școala lui Gusti fiind un univers. Această sursă ne-a dat și ideea de a analiza puțin locurile unde echipierii, studenții lui Gusti, lui Dimitrie Gusti, au făcut monografii. Tot în cadrul acestui eveniment au fost lansate și volumul de antologii Transhumanță interbelică în Balcani, studii și articole despre a români în publicațiile gustiene.